Cătălin, de ce ai ales viitorul? Da, am urmărit sezonul trecut ceea ce a făcut domnul Hagi aici la viitorul. Mi s-a părut un proiect foarte bun și sper să colaborăm la fel de bine. A contat mult faptul că acest proiect se bazează pe tineri, iar tu ești de asemenea tânăr? Da, da. Am văzut că domnul Hagi a pus pe picioare mulți jucători tineri și eu, la fel, la rândul meu, vreau să-mi relansez cariera pentru că am pierdut un an întreg la Steaua și vreau să savurez din nou plăcerea fotbalului și alături de domnul Hagi. Ce așteptări ai tu în acest sezon cu echipa? La fel de să jucăm și să la fel de bine ca anul trecut. Domnul Hagi a ridicat nivelul echipei și sper să avem un sezon la fel de bun ca anul trecut. Succes! Mersi!